ia tăturațiile în diferite trepte de viteză. Treapta a treia la 80 de km pe oră, circa 3900 rotații pe minut. Observați că insonorizarea este foarte bună, motorul nu se aude. Treapta a patra, circa 2900 rotații pe minut. A cincea, în jur de 2400. A șasea, aproape 2000. A șaptea, 1600. Și treapta 8-a, circa 1300 rotații pe minut. Treapta 3-a la 100 de km pe oră, circa 4950, aproape 5000 de rotații pe minut. Motorul, observați că nu se aude deloc. Se aud în schimb zgomote ușoare de vânt și zgomote de rulare, probabil din cauza pneurilor de iarnă. Treapta 4-a, circa 3600 de rotații pe minut. Treapta 5-a, în jur de 3000 și un pic. A 6-a, 2500. A 7-a, 2000. Și a 8-a, circa 1600 rotații pe minut. Revin în treapta a treia, o să merg către 130 de km pe oră, să vedem dacă se poate. Nu mă lasă, deci practic treapta a treia este undeva pe la limita de 120 și ceva de km pe oră, 125. Mă rog, deci treapta a patra la 130 de km pe oră avem circa 4750 rotații pe minut sau poate 4800. Treapta a cincea 4000. Treapta a șasea 3250. A șaptea circa 2600 și a 8-a aproximativ 2200 de rotații pe minut. Am dezactivat aerul condiționat, suntem în modul Eco Pro la 130 de km pe oră. O să încercăm să vedem ce se întâmplă și cu consumurile. Așadar, treapta 8-a în modul manual Eco Pro la 130 de km pe oră, undeva între 6 și 7, mi se pare mie, ceea ce sigur este un consum foarte bun, dar, repet, cu Eco Pro și aer condiționat oprit, iată, chiar 5,7, mă rog, deci să zicem undeva 5,5-6,5 mai degrabă, în momentul în care se stabilizează mașina. O să reduc viteza cu câte 10 km pe oră. Iată, 120 de km pe oră, deja consumul a scăzut binișor și se menține undeva între 5 și 6. La 110 km pe oră deja ai sub 5 consumul. La 100 observați că undeva în zona de 4,45. Depinde acum și de înclinarea autostrăzii, sunt mulți factori de
luat în calcul și din ce parte bate vântul, dar așa cum suntem noi poziționați, se observă, da, la 100 de km pe oră, consumuri foarte scăzute pentru 231 de cai, 2 litri benzină. Și 90 de km pe oră, unde observăm că avem o durație practic cam minimă la care ar trebui să stea motorul, adică undeva la 1500 de rotații pe minut. Caz în care probabil că vom vedea consumuri foarte scăzute, așa cum observați, inclusiv de 3,6-3,8 litri la 100 de kilometri. Sigur că autostrada e așa cum este, însă pe drumuri naționale de bună calitate eu am reușit să merg și cu 3,2 litri la 100 de kilometri, ceea ce sigur că este foarte impresionant. Însă această motorizare are unele extreme. Când am luat mașina de la BMW aveam un consum mediu pe bord de 14,8 litri la 100 și m-am îngrozit, am zis, mamă, trebuie să consume mașina asta într-un mare fel. Probabil că a fost tras de ea foarte tare în București și a avut acel consum mediu. Condusă de mine normal în București cu Eco Pro, consumul a fost undeva la 9,8, maxim 10, nici nu cred că am văzut 10 decât câteva secunde pe bord. Dacă ai răbdare să mergi cu ea în acest stil, se observă că poți să realizezi autonomii chiar impresionante. Însă mașina e cumva paradoxală și este de înțeles acest lucru. Și anume, dacă tragi de ea consumă, da, ai 231 de cai benzină care trebuie hrăniți de undeva. Dacă mergi economic, poate să fie extrem de economică, pentru că 3,84 pe care îl vedeți, deci nu e niciun fals, că se vede și vitezometru și tot, este un consum absolut spectaculos. Deci dacă vrei să te duci la mare cu mașina asta și ai răbdare să mergi cu 110-120 de km pe oră cu aer condiționat pornit, cred că poți să te duci relaxat cu undeva la 5,5 litri la 100 de km consum, ceea ce este absolut impresionant. Dacă vrei în schimb să prinzi toate radarele de pe autostrada Soarelui, cu siguranță că s-ar putea ca până la mare să ți se ducă mai mult de jumătate din rezervor. E o chestie care îmi place la această mașină, adică, domnule, da, îți ofer performanță cu rezerva consumului și îți ofer economie dacă vrei acest lucru. Deci ai două mașini într-una singură. Sigur că la prețul ăsta de 53.500 de euro puteau să fie și trei mașini într-una, nu m-ar fi deranjat. Haideți să vedem și partea de dinamică, cea mai impresionantă de altfel când vine vorba de această mașină. 70 de km pe oră, în modul drive, nu știu ce treaptă sunt, nici nu mă interesează, o să calc accelerația la podea și o să vedem cum reacționează mașina. Rețineți că am aerul condiționat oprit. Cred că observați că totuși, într-adevăr, ce am spus mai devreme, că sunt două mașini într-una, nu este deloc o afirmație falsă. Spectaculos a accelerat mașina. O să ieșim un pic din zona de confort. Am arătat ce se întâmplă în Eco Pro. O să ne mutăm cu totul în sport, pentru că, na, de fapt, aici este toată șmecheria. Din nou 70 de km pe oră și suspensia și cutia sunt în modul sport. Ob-
observați că reacțiile mașinii sunt previzibile la acest nivel de putere. Nu văd rostul pentru care m-aș chinui, de exemplu, un manual, decât pe zone virajate, pentru că, din punctul meu de vedere, cutia știe să facă singură exact ce trebuie, adică să-ți dea maxim de performanță. Dacă vreți neapărat, o să încerc și în modul manual, dar fără să schimb eu treptele, o să las tot cutia. Vedem ce se întâmplă. Poate o să vi se pară incredibil, însă realmente în acest mod manual, când am accelerat, cuplul și reacția mașinii a fost atât de puternică încât a trebuit să fac corecții din volan ca să o țin dreaptă mașina. Deci la viteza asta pe care ați văzut-o, pur și simplu, senzația a fost, mă rog, să nu spunem colosală, că e un cuvânt mare totuși, n-are 600 de cai, are 231. Însă absolut impresionant, în modul manual, nu știu, mi s-a părut că a reacționat mai agresiv decât în modul sport. Poate e doar o impresie, nu știu ce să zic. Oricum, un lucru este clar, mașina este foarte, foarte performantă, însă nu atât de spectaculoasă ca un BMW cu propulsie, da? Deci cu punte motoare spate. Reacțiile mașinii sunt mai degrabă ale unei mașini sport cu tracțiune față, bineînțeles, adică te gândești la un GTI, la o chestie de genul ăsta. Deci cam așa face, descarcă foarte mult puntea față în accelerare și de aici și reacțiile astea dezordonate un pic. Alte lucruri pe care pot să le mai spun, și a fost prima senzație pe care am avut-o la volan, că este primul BMW în care am simțit reacții în volan, deci simți reacții în volan și pe viraje, la accelerări puternice, ai un fel de feedback complet diferit față de ce știai de la alte mașini BMW, care au acea direcție absolut extraordinară, neîncurcată de niciun fel de tracțiune, sigur, cu excepția modelelor X-Drive, însă da, reacțiile acestui BMW sunt interesante, de BMW, dar în același timp altfel, mai puțin spectaculoase, aș spune, decât în cazul unui BMW normal. Bun, haideți să vedem tot în modul sport, să vedem o accelerare și în acest mod sport, dar cu cutia în drive. Deci suntem la 70 de km pe oră, modul sport, și voi accelera la podea. N-ai ce să comentezi la cum, și acum am simțit acele zbatere ale mașinii și a trebuit să fac corecții ușoare din volan ca să-i păstrez traiectoria. Adică se simte forța motorului, este extraordinară. Nota 10 combinației motor-cutie, absolut spectaculoasă, și cred că am curaj să spun asta, în momentul de față mașina asta nu prea are rival. Nu neapărat în segmentul, dacă vreți, în care se bate cu Mercedes-Benz clasa B, ci și în zona de mașini cu pretenții sportive, așa, cred că nu foarte multe pot să emită pretenții la acest monovolum BMW. Să vedem și un 0-100. O să punem cutia în sport.
te lipește în scaun fără probleme. Bănuiesc că același lucru îl vom vedea și în celelalte moduri. O să-l fac așa de dragul amuzamentului. Am decuplat și DSC, tot modul sport. Și în drive, tot modul sport al șasiului. Sunt sigur că multă lume ar vrea să vadă cum se duce mașina asta de la 0 la 230 de km pe oră. Vă asigur că e foarte interesant. Din păcate, noi nu putem filma acest lucru. Și haideți să vedem și modul manual, dacă sunt diferențe. Mie mi se pare că în orice mod ai fi, inclusiv în Eco Pro, dacă ești ce ai trântit piciorul pe accelerație, cu această motorizare mașina nu te dezamăgește, însă rămân la părerea mea că reacțiile nu sunt și modul de control al mașinii nu sunt chiar cele pe care le așteptam la un BMW, mai mult din cauza faptului că ai tracțiune față. Deci asta un pic amputează cumva din senzația pe care o ai în orice alt automobil BMW cu sistem de propulsie clasic. 0-100 în modul tracțiune, așa cum vedeți afișat pe bord acolo. Aer condiționat oprit. Ați observat, sper, faptul că nu s-a mai auzit niciun fel de scârțâit de roți. Ne mutăm în modul S și facem același lucru. Și modul manual. Impecabil. Tot timpul încerc să fac o concluzie scurtă când vine vorba de prezentările astea video, însă întotdeauna mă întind la vorbă pentru că găsesc mereu ceva de spus. O să mă străduiesc și acum să fie cât mai scurt. Avem un consum mediu în acest moment de circa 8 litri la 100 de kilometri. Am făcut ceva kilometri cu această mașină. Pot să zic că am mers cam 70% din timp în modul Eco Pro. Restul, bineînțeles că la maxim, cu aerul condiționat pornit cam tot timpul, cu excepția filmărilor de dinamică unde special am oprit aerul condiționat. Mașina este paradoxală, eficientă, consumul mediu rămâne totuși ușor ridicat prin prisma faptului, eu înțeleg, pentru mine e normal, e un consum totuși așteptat la nivelul acesta de putere și cilindre,
și performanțe, bineînțeles, dacă stau bine să-mi amintesc, de la Ford Focus 1.5 EcoBoost, care avea undeva la 150 de cai, nu mai rețin exact. Diferența de consum este mică între acel Focus și această mașină, în condițiile în care acest BMW are și o cilindrie mai mare și o putere și un cuplu net superioare. Așadar, chiar dacă cifrele nu prea seamănă cu cele din fișa tehnică BMW, consumul totuși este mic. Însă, dacă mergi în București zi de zi cu această mașină, fără să ai un stil de conducere controlat, cu siguranță că acel consum de care povesteam de 14,8 litri la sută este realizabil. Din punctul meu de vedere, în ceea ce privește consumul, mașina mi-a plăcut. Adică e o chestie asumată. Când îți cumperi un astfel de automobil cu 53.500 de euro, 2 litri benzină, biturbo și 231 de cai, te aștepți să ai un consum pe măsură. Judecând prin prisma experienței mele cu acest BMW, consumul, chiar dacă mai mare decât spune BMW, din punctul meu de vedere a fost foarte mulțumitor, mai ales că mașina a demonstrat și v-am arătat că dacă te străduiești și dacă vrei să conduci economic cu ea, poate să bată și dieseluri. Adică, într-adevăr, acest sistem de asistare EcoPro și care face minunile pe care le face, de care v-am zis eu câteva vorbe, inclusiv decuplarea cutiei de viteze, mă rog, și un mod de a te ajuta în practic toate situațiile să reduci consumul, fie prin optimizarea la nivel de indicații, dacă vreți, a vitezei de deplasare, fie prin reducerea puterii sistemului de aer condiționat, fie prin regenerări ale energiei în situațiile în care se poate. Așadar, mașina este 2 într-1, cum spuneam, o mașină puternică și emoțională când îți dorești și în același timp eficientă, economică în restul timpului. Dacă mă întrebați pe mine, nu văd de ce aș merge într-un trafic aglomerat în București, bară la bară, altfel decât în EcoPro. Nu văd rațiunea, pentru ce? Ai EcoPro, profită de el. Ai ieșit pe autostradă, vrei să te duci sau să mergi pe un circuit cu ea? Du-te, pune-o în toate sporturile, dezactivează ce e de dezactivat și joacă-te. Și mixul de consum nu va fi atât de mare pe cât te aștepți. Deci din punctul ăsta de vedere, mașina mie mi-a satisfăcut toate așteptările. Bineînțeles, este blindată de o grămadă de sisteme de siguranță activă, pasivă, pe care nu o să mai insist asupra lor. Au fost prezentate de noi, deci toate noile tehnologii de la BMW le vedeți în filmele recente din seria 2014, să spunem, sau 2015. O să vedeți acolo cam tot ce este și pe acest vehicul. Ce a fost în plus am prezentat, așa cum observați, tot din cadrul programului Efficient Dynamics. Avem un fel de grafic aici care ne arată cât de bine am anticipat și cât de moderat am accelerat. Observați că am înregistrat faptul că ne-am jucat recent cu mașina, deși anticipările care la mine sunt instinctive. Deci eu am această chestie, de aceea pot conduce economic orice mașină și un camion, cred că dacă îmi dai, bat recordul de consum fără probleme cu el, pentru că o am instinctiv. Însă pe accelerații, sigur, când a fost cazul, am accelerat. Mașina mai are chestii pe care de altfel le-am văzut la multe modele BMW, de exemplu acest Sports Displays, unde observăm că, de exemplu, la o viteză de 103 km pe oră, cât am eu acum, practic resursele pe care le folosește mașina sunt infime și reacțiile când vrei sunt pe măsură. Da? Observ când accelerez reacția trenului față, care este în mod clar alta decât la un BMW clasic.
unora s-ar putea să nu le placă, adică reacțiile mașinii sunt absolut, nu știu dacă violente, poate e un cuvânt prea dur, însă în orice caz mașina te face să te concentrezi asupra ei, ceea ce la un BMW cu propulsie, cu punte motoare spate, nu s-ar fi întâmplat, ăla ar fi accelerat așa ca un tren pe șine, fără să-și modifice în mod substanțial reacțiile trenului de rulare față. În timp ce aici, cuplul de 350 de newton, în momentul în care ai accelerat, e clar că trenul de rulare este, n-aș vrea să zic la limită, dar cam așa îl percep eu, adică practic așa simt în mașină că motorul este solicitant pentru trenul de rulare față. Cam astea sunt impresiile mele despre mașină. Dacă merită sau dacă nu merită, sincer, eu nu aș da 53.000 de euro pe mașină, deși realmente mașina mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Până la urmă m-am învățat și cu aspectul ei, am început să o privesc altfel. Când petreci câteva zile cu astfel de mașină, începi să te obișnuiești, începe să îți placă, să vezi că de fapt nu este așa de groaznică pe cât ți s-a părut la prima impresie. Însă rămân la părerea mea că la nivelul acesta de preț, totuși îți poți lua liniștit un X3 decent echipat. Sau, mă rog, sunt și alte variante. Posibil ca pentru cei care doresc să iasă în evidență sau care simt neapărat nevoia reală, poate, de a avea un monovolum. Deci există rațiune, de aceea s-a inventat segmentul de monovolume, pentru că au fost oameni care aveau această necesitate de a conduce un monovolum. Deci pentru genul acesta de oameni, sigur că afirmația mea că nu merită să dai 53.000 de euro poate să pară deplasată. Pentru ei cu siguranță merită, mai ales dacă au și bani. Ca mașină, judecând-o strict fără să las prețul, fără să introduc în ecuație prețul, mașina mi-a plăcut. Deci realmente mi-a plăcut, are un interior absolut spectaculos, o modularitate bună, dar nu vă gândiți acum că vai, e ceva extraordinar față de restul modelelor BMW. Sigur că ai anumite avantaje și poți transporta obiecte mai mari, ai un confort superior la locurile din spate față de alte modele BMW, unele chiar de segment superior. Așadar, nu am ce să zic, e o mașină reușită, dar probabil că puriștii BMW au închis deja din primele secunde filmul, pentru că ei nu vor poate să vadă, nu îi interesează, nu își doresc. Eu, prin prisma meseriei pe care mi-am ales-o, sunt obligat să judec toate aceste lucruri cât se poate de obiectiv. Obiectiv vorbind, mie mașina mi-a plăcut. Subiectiv, am spus ce am avut de zis, ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, ce am simțit eu că ar mai putea fi îmbunătățit. În mod clar, vizibilitatea prin montanți, mai ales la virajele de stânga, deci în care privirea ți se întâlnește cu montantul din stânga, vizibilitatea este, să nu zic, zero. E, mă rog, foarte scăzută și te încurcă. Altfel însă, mașina poartă, merită să poarte sigla BMW pe capotă fără nicio problemă, pentru că îți dă senzații, îți dă emoții. Și să nu uităm, acest pas de a introduce tracțiunea față pe modelele sale a fost făcut și de Mercedes. Sigur, rezultatele nu au fost, dacă vreți, extraordinare, dar încet încet lumea s-a obișnuit și deja nu mai este nicio problemă în a-ți cumpăra un Mercedes cu tracțiune față, da? Pentru că asta e realitatea, lumea se adaptează din mers. BMW a făcut un pas firesc, a considerat că are nevoie de un concurent în acest segment, a considerat că poate să-l facă cu tracțiune față, l-a făcut, ăsta este, mie îmi place, n-aș da banii pe el, dar e o chestiune de, dacă vreți, situație financiară a mea personală, judec acum prin prisma banilor pe care eu nu i-am. Probabil că la acest nivel de bani aș prefera un SUV de la BMW. Însă, repet, mașina este de luat în seamă.
ca și chestii legate de comportament rutier, dinamică pe viraje, este absolut impecabilă. Sigur că la un moment dat, la limită, da, sunt oameni care or să vrea să meargă la limită cu ea. Reacțiile mașinii sunt cele ale unei mașini cu tracțiune față, da? Deci sunt previzibile. O subvirare controlată, oricum până ajungi cu ea să subvireze, presupunând că ai toate sistemele de asistență dezactivate și să ajungi să subvireze mașina și să o vezi tu cum subvirează, va mai trece multă apă pe Dunăre, cum se spune. Adică mașina este făcută cu niște limite foarte largi. Extrem de greu să pui în dificultate acest BMW Active Tourer, inclusiv cu toate sistemele de asistență dezactivate. Dacă știi cât de cât să ții mâinile pe volan și să faci ce trebuie în situații de dinamică la limită, mașina este perfect controlabilă. Așadar, voi încheia spunând: bine ai venit, BMW seria 2 Active Tourer. În paranteză fie spus, în momentul în care eu filmez acum acest Active Tourer, deja BMW lansează undeva internațional un Active Tourer cu 7 locuri. Așa că, vrând nevrând, și pentru fanii BMW, chiar și pentru cei mai înrăiți, obișnuiți-vă cu ideea că lumea se mișcă nu neapărat în direcțiile în care vrem noi.